pregătiți-vă creierele, pregătiți-vă galeriile și haideți să facem spectacol! Într-adevăr, dragilor, bine ați revenit la competiția inteligenței, așa este, pregătiți-vă creierele, mă refer la cei care vor urca astăzi pe scenă, pregătiți-vă galerii, pentru că trebuie să-i încurajați. Am ajuns, dragii noștri, și la semifinalele competiției The Best, competiție în care au fost înscrise inițial 9 colegii din Prahova. Doar 4 au rămas în această competiție, doar 4 urcă astăzi pe scenă în ceea ce înseamnă semifinalele concursului spectacol The Best. Noi suntem aceiași, Luiza. Și Victor, gazdele dumneavoastră la competiția The Best, competiția care sprijină, încurajează și răsplătește inteligența. În prima parte a competiției noastre de astăzi, conform tragerii la sorți, se vor confrunta Colegiul Național Mihai Viteazul și Colegiul Național Jean Monnet. În cea de-a doua parte, la fel, față în față, Colegiul Național Ion Luca Caragiale și Colegiul Național Nichita Stănescu. Cred că pancarta aceea cu Free Gigi ar trebui să fie în altă parte, nu aici la filarmonică. Apreciem! Apreciem ingeniozitatea voastră, oricum. Bun, înainte de a-i chema pe concurenți care au emoții din ce în ce mai mari, pentru că, așa cum spuneam, am intrat în semifinale, în aplauzele dumneavoastră dați-ne voie să citim lista sponsorilor care s-au implicat în acest frumos proiect și care au pregătit pentru câștigători premii substanțiale. Victor? În aplauzele dumneavoastră, Rafinăria Petrotel Lukoil, Fax Media Consulting, BES România, Soceram, Carrefour Ploiești, Altex România, Ploiești Shopping City, Toyota Ploiești, Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești, Coral Impex SRL, Agenția de Turism Itinera Nova, Brasitrans, Terra Verde Ploiești, Lido Gârbea, Elstar Câmpina, Pensiunea Valea Negrașului, Diavist, Caliope și mulțumim în mod special Lucky Wedding. Partenerii noștri, ediție de ediție, Filarmonica Paul Constantinescu, gazda noastră de săptămâni bune încoace, mulțumim, domnule director! Inspectoratul Școlar Județean Prahova, astăzi prezenți alături de noi. Doamna Cristina Petre, inspector pentru educația permanentă, și domnul Gheorghe Iorgulescu, directorul Clubului Sportiv Școlar Ploiești. Mai avem parteneri, Prefectura Prahova, Amit Marketing, OpticNet, Timbark, Voipan, Camera de Comerț și Industrie Prahova, Club Rotary Valea Prahovei. Avem și parteneri media ai acestui eveniment unic în Prahova, Cotidianul Telegrama, Gazeta PH.ro, Prahova Business și Ziarul Rai. Organizatorii competiției The Best, competiție pentru care, lăsând modestia la o parte, am primit cuvinte de laudă, felicitări și îndemnul de a continua acest concurs, pentru că se pare a avut priză mare în rândul vostru al tinerilor care reprezentați cu succes școlile prahovene. Trustul de presă Mix Montan, cu televiziunea regională VPTV, radioul Best FM și televiziunea națională de turism Travel Mix. Mulțumim!
Așa cum spuneam, concurenții au mari emoții pentru că am ajuns la semifinale. 4 colegii urcă astăzi pe scenă. Săptămâna viitoare ajungem la momentul cel mare. Avem de-a face cu finala mică și finala mare, ca la fotbal. Vedem după, la finele competiției de astăzi, cine intră săptămâna viitoare în finala mică și finala mare a competiției The Best. Cine va fi declarat The Best? Cu toate că din punctul meu de vedere, vom vedea, cu toate că din punctul meu de vedere, cu toții ați fost și sunteți în continuare cei mai buni. Eu zic că e momentul să îi chemăm pe concurenți în aplauzele voastre. Așa cum spuneam, în aplauzele dumneavoastră, primul colegiu care intră în scenă, Colegiul Național Mihai Viteazul. În aplauzele dumneavoastră, intră echipa Colegiului Național Mihai Viteazul. Nimeni nu ne face față, cu noi n-aveți nicio șansă. Să vedem dacă vor confirma spusele voastre. Ciprian Constantinescu, clasa 9. Horia Leonte, clasa 10. Andrei Ștefan, clasa 11. Și Victor Ștefan, clasa 11. De cealaltă parte a baricadei, pentru că deja putem vorbi de un duel cu ghilimele de rigoare, bineînțeles, echipa Colegiului Național Jean Monnet. În aplauzele dumneavoastră, intră echipa Colegiului Național Jean Monnet. Superbă galerie, superbă mobilizare. Intră acum în scenă Iulia Dobrin, clasa 9. Alexandru Mehedinț, clasa 10. Diana Șerban, clasa 11. Și Teona Șucu, clasa 11. Știți deja, avem 6 discipline. Fiecare disciplină cu câte 3 întrebări. Primul domeniu, pentru că spun eu să nu mai mărim emoțiile, tensiunea și suspansul, începem cu geografia României. Prima întrebare din domeniul geografia României, te rog. Și acum să înceapă semifinala, să înceapă spectacolul inteligenței. Să înceapă semifinala, să înceapă spectacolul inteligenței cu întrebarea numărul 1, disciplina geografia României. Prima întrebare, tensiune maximă în sală. Domeniul geografie, întrebarea numărul 1. Pasul Oituz permite și cele două echipe au câte 4 variante de răspuns, să sperăm că o vor alege pe cea corectă. Start cronometru. Ca și data trecută, variantele de răspuns nu vor mai fi citite de către noi pentru a nu mai exista suspiciuni și pentru a fi totul cât se poate de corect. Tensiune maximă încă de la prima întrebare. Miza este foarte mare. Douăzeci de secunde. Se pare că tinerii au fost sfătuiți să folosească toate
cele 60 de secunde pe care le au la dispoziție. Se pare că respectă aceste instrucțiuni. Stop cronometru. O să citim și cele 4 variante de răspuns. Deci, întrebarea numărul 1 din domeniul geografie, pasul Oituz permite. Varianta A, legătura feroviară între depresiunea Ciuc și depresiunea Comănești. Varianta B, legătura feroviară între Miercurea Ciuc și Odorheiul Secuiesc. Varianta C, legătura rutieră între depresiunea Brașov și Moldova. Și varianta D și ultima, legătura feroviară între depresiunea Giurgeului și Piatra Neamț. Colegiul Național Jean Monnet a ales varianta D, legătura feroviară între depresiunea Giurgeului și Piatra Neamț. Aceeași variantă D a fost aleasă și de echipa de la Mihai Viteazul. Răspunsul corect este, din păcate, C, legătura rutieră dintre depresiunea Brașov și Moldova. Nu-i nimic, să încurajăm! MV-ul a venit astăzi cu galerie puternică, galerie serioasă. Da, astăzi. Mergem la cea de-a doua întrebare pentru domeniul geografie. Întrebarea cu numărul 5. Domeniul geografie, întrebarea cu numărul 5. Cea mai mică cantitate de precipitații din România se înregistrează în unitatea de relief numită și au 4 variante de răspuns. Avem deja un răspuns? Douăzeci de secunde. Nouă secunde. 4, 3, 2, 1. Avem stop cele două răspunsuri. Domeniul geografie, întrebarea cu numărul 5. Cea mai mică cantitate de precipitații din România se înregistrează în unitatea de relief numită. Varianta A, Delta Dunării. Varianta B, Câmpia Olteniei. Varianta C, Câmpia Bărăgăului și varianta de și ultima, Podișul Dobrogei. Două răspunsuri care, din câte am tras eu așa cu ochiul, nu coincid, pentru că cei de la Jean Monnet au ales varianta D, Podișul Dobrogei, în timp ce echipa de la Mihai Viteazu a ales varianta C, Câmpia Bărăgăului. Vă ascultăm. Ne pare foarte rău, răspunsul exact este Delta Dunării, varianta A. Să încurajăm cele două echipe! Haideți, poate recuperați la ultima întrebare din domeniul geografie, întrebarea cu numărul 3. Numărul 4, am să vă rog să faceți un pic de liniște. Mulțumesc. Domeniul geografie, întrebarea cu numărul 4.
Municipiul Bacău se află la confluența, și sunt patru variante de răspuns, start cronometru. Citiți variantele cu atenție și o alegeți pe cea pe care o considerați corectă. Timp este suficient, poate ar fi bine să nu se mai grăbească. Și sala să păstreze puțină liniște pe durata minutului. Opt, șapte. Avem deja un răspuns? Avem cele două răspunsuri. Întrebarea cu numărul 4 din geografie sună astfel. Municipiul Bacău se află la confluența, varianta A, Trotușului cu Siretul, varianta B, Bârladului cu Siretul, varianta C, Bistriței cu Siretul și varianta D și ultima, Jijiei cu Siretul. Și din nou avem două răspunsuri care nu coincid. Jean Monnet a ales varianta B, Bârladului cu Siretul. Echipa de la Mihai Viteazu a ales varianta A, Trotușului cu Siretul. Îmi pare rău, nu știu ce se întâmplă astăzi la geografie, niciun răspuns nu e corect, varianta corectă e C. Egalitate perfectă. Egalitate, zero puncte după prima disciplină pentru cele două echipe. Nu v-a plăcut astăzi geografia, poate vă place cel de-al doilea domeniu mai mult, deși mă îndoiesc, matematică și științe. Mai cu viață, mai cu viață. Întrebarea cu numărul 2. Matematică și științe, asta înseamnă fizică, biologie, chimie și, bineînțeles, matematică. Te ascultăm cu interes. Domeniul matematică și științe, întrebarea cu numărul 2. Izotopii sunt. Și cele două echipe au câte 3 variante de răspuns. Start cronometru. Caragiale și Nichita își freacă așa palmele de bucurie. Păstrați un pic liniștea. Avem un răspuns deja. L-avem și pe cel de-al doilea. Stop cronometru. Domeniul matematică și științe, întrebarea numărul 2. Izotopii sunt. Varianta A. Atomi ai unui singur element care au un număr diferit de protoni în nucleu și același număr de neutroni. Varianta B. Atomi ai unui singur element care au același număr de protoni în nucleu, dar număr diferit de neutroni. Și varianta C și ultima, atomii ai unor elemente diferite, având aceeași masă atomică, dar numere atomice diferite. De data aceasta, două răspunsuri care coincid, să vedem dacă sunt și corecte. Jean Monnet a ales varianta B, atomii ai unui singur element, care au același număr de protoni în nucleu, dar număr diferit de neutroni. După cum a spus și Luiza, aceeași variantă a fost aleasă și de echipa de la Mihai Viteazu. Dați-ne o veste bună! Da, într-adevăr, foarte bună. Amândouă echipele au ales foarte bine varianta B.
punct acumulat de către cele două echipe. Mergem la următoarea întrebare din domeniul matematică și științe. Întrebarea cu numărul 1, invers. În sfârșit, matematică. Matematică și știință, întrebarea cu numărul 1. Măsura în grade a unui unghi de 5 pi supra 6 este de, și au de ales între 4 variante. Faceți liniște, să-i lăsăm să se concentreze. Vreți puncte sau nu vreți puncte? Să-i lăsăm să fie atenți. Deja avem un răspuns. Avem cele două răspunsuri, putem să oprim cronometrul. Întrebarea numărul 1 din domeniul matematică și științe. Măsura în grade a unui unghi de 5 pi supra 6 este de varianta A 30, varianta B 120, varianta C 150 și varianta D și ultima 210. Jean Monnet spune 150, varianta C. Echipa de la Mihai Viteazu a ales aceeași variantă C 150. Cu științele stau bine, e corect. Felicitări! Aflăm cât de curând cui aparține victoria, mai avem însă până atunci câteva întrebări. Mergem la cea de-a treia întrebare din domeniul matematică și științe, cred că e rândul vostru. Întrebarea cu numărul 4. Și ultima, după care trecem la istoria românilor. Da. Domeniul matematică și științe, întrebarea cu numărul 4. Autorul lucrării Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, publicată în 1687, este. Și avem 4 variante de răspuns. Start cronometru. Avem, gata, avem un răspuns. Douăzeci de secunde. Și avem răspunsul. Stop cronometru. Domeniul matematică și științe, întrebarea cu numărul 4. Autorul lucrării Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, publicată în 1687, este varianta A, Isaac Newton, varianta B, Louis Cauchy, varianta C, Pierre de Fermat, varianta D și ultima, Gottfried Leibniz. Din nou nu coincid cele două răspunsuri. Jean Monnet a ales varianta B, lui Cauchy. Echipa de la Mihai Viteazu a ales varianta A, Isaac Newton. Răspunsul corect la această întrebare este Isaac Newton, varianta A. Ce-a
un mic pas în față făcut de către cei de la LMV, un punct distanță mai exact, am ajuns la cel de-al treilea domeniu, istoria românilor. Prima întrebare, Jean Monnet trebuie să tragă un bilețel. Întrebarea cu numărul 3. Istoria românilor, întrebarea cu numărul 3. Să facem un pic de liniște, să-i lăsăm să se concentreze. Turcia a hotărât să intervină pentru înăbușirea Revoluției Române de la 1848, la cererea, și au trei variante de răspuns, start cronometru. Avem deja un răspuns. Secunde. Sunteți siguri, da? Avem cele două răspunsuri, stop cronometru. Întrebarea cu numărul 3 din domeniul istoria românilor. Turcia a hotărât să intervină pentru înăbușirea Revoluției Române de la 1848 la cererea. Varianta A, Franței. Varianta B, Austriei. Și varianta C și ultima, Rusiei. Din nou nu coincid cele două răspunsuri. Cei de la Jean Monnet au ales varianta C, Rusiei. Echipa de la Mihai Viteazu a ales varianta B, Austriei. De data asta are dreptate Jean Monnet. Ai voștri colegi au recuperat punctul. Egalitate până în momentul de față. Mergem la întrebarea cu numărul 2. Lasă. Nu se lasă niciunul. Bun, haideți să ascultăm întrebarea cu numărul 2 din domeniul istoria românilor. Este vorba de subiectul numărul 5. Un pic de liniște, vă rugăm. Ștefan cel Mare a preluat domnia cu ajutor militar de la, și au trei variante de răspuns, start cronometru.
20. Stop. Avem cele două răspunsuri. Întrebarea cu numărul 5 din domeniul istoria românilor sună astfel. Ștefan cel Mare a preluat domnia cu ajutor militar de la varianta A, Iancu de Hunedoara, varianta B, Vlad Țepeș și varianta C și ultima, regele Poloniei. Din nou divergență de opinii între cele două echipe. Jean Monnet a ales varianta B, Vlad Țepeș. Echipa de la Mihai Viteazu a ales altă variantă, varianta C, regele Poloniei. Vă ascultăm. Răspunsul exact este varianta B, Vlad Țepeș. Ultima întrebare din domeniul istoriei a românilor, întrebarea cu numărul 4. Hai, Ciprian! Facem un pic de liniște? Întrebarea cu numărul 4 din domeniul istoria românilor. Mănăstirea Hurez este ctitorită de, și trebuie să aleagă varianta corectă din cele trei. Start cronometru. Avem un răspuns. Avem cele două răspunsuri. Cel de-al doilea. Iată cum sună întrebarea cu numărul 4 din domeniul istoria românilor. Mănăstirea Hurez este ctitorită de varianta A, Constantin Brâncoveanu, varianta B, Matei Basarab și varianta C și ultima, Constantin Cantacuzino. Jean Monnet a ales varianta A, Constantin Brâncoveanu. Echipa de la Mihai Viteazu a ales varianta A, Constantin Brâncoveanu. Răspuns corect. Felicitări! Mulțumim noi în numele colegilor voștri care cu siguranță apreciază atmosfera frumoasă pe care o faceți aici în sala Filarmonicii.
Înainte de a lua o scurtă pauză de publicitate, am să îi rog pe membrii juriului să ne spună câte puncte a acumulat până momentul de față fiecare echipă în parte. Echipa Colegiului Național Mihai Viteazu a acumulat până acum 4 puncte. Iar echipa Colegiului Național Jean Monnet, 5 puncte. Mai sunt 9 puncte la bătaie, puse la bătaie, pentru că după pauza de publicitate, după ce vom vedea și momentele artistice asigurate de către colegii voștri, avem alte 3 discipline, este vorba despre sport, limbă și literatură română și arte. Așa că mai aveți de luptat. Până atunci, așa cum spuneam, luăm o scurtă pauză, nu plecați din sală, ne întoarcem în câteva minute.